Poziția primarului 47-9 s-a convocat și dorința ordinară a Consiliului Local Helepiu. La ședință sunt prezenți în sală 12 consilieri și online domnul Zărnescu Vasile și domnul Aștepan Oaia Ionuț. Facem la cunoștință că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale Comisiilor Consiliului Local Helegiu. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal de natură patrimonială, care ar putea să le influențeze obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și avocare. Rog de asemenea domnii consilieri se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 24 ianuarie. Cine este pentru? Bun, președinte. Bună ziua! Stimate doamne consilier, stimate doamne consilier, stimate doamne vici, prezentăm proiectul ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helepiu de 24.03.2024. Punctul 1. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării OAT Comuna Helepiu în urma apelului de proiectare cu titlul finanțarea prioritățile de județul Bacău pentru a deveni obor de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipament IT în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Componenta 7, transferare digitală, operațiunea competenței digitale, capital uman și utilizarea internetului. Investiția 117. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni obor de dezvoltare a competențelor digitale. Apel de proiecte numărul 2. Finanțarea biblioticilor pentru a deveni obor de dezvoltare a componentelor digitale și aprobarea acordului de participant al proiectului. Ce scrie? Acordul de parteneriat. Da, acolo ce scrie? Parteneriat. Proiectul. Așa este participant. Văd. Fii parteneriat al proiectului. Parteneriat al proiectului. Nu a spus participare. Nu, nu. Dar nu contează. Nu, dar mi-a zis. Inițiator prin primar de Nicu Ciprian. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Helepiu și a listei de investiții pentru anul 2024. Inițiator primar Ilean Nicu Ciprian. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii investiții, înființare sistem inteligență, inteligent de distribuție gaze naturale în satele Helepiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținând Comunei Helepiu, județului Bacău, în înființare sistemul inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helepiu, județul Bacău. Inițiator primar Ienea Nicu Ciprian. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții. Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helepiu, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții, Anghel Salimni, precum și asumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator primar Elia Nicu Ciprian. 6. Rapoarte de activitate ale comisiilor pentru anul 2023. Și 7. Diverse. Cine este pentru? Abține? Contra? Bine. Deci putem da... Pe drum. Aprobarea proiectul de zboară a ordinii. Punctul 2. Proiect de hotărâre. Nu mai știți încă o dată, dacă dați-mi voie să vă prezint eu pe scurt. Este vorba de un parteneriat încheiat între Biblioteca Comunală de Helepiu și Consiliul Județean, pe o axă a PNRR-ului, la care suntem parte, ca și participant, ca și partener. Și se va dota Biblioteca Comunei Helepiu cu o serie de sisteme IT, gen laptopuri, ce mai trebuie proiect respectiv. Dacă sunteți de acord aici, dacă sunt discuții. Sunt la ședință.
Dacă nu cerește pentru, plătim și totul dacă spune. Cerește pentru? Tot. Vă mulțumesc. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Regiu și a listei de investiții pe anul 24. Dacă permiteți să, haideți să dăm drumul la celelalte două proiecte cu gazul, ca să vă prezint succint, că nu-i prea mult de spus aici, apoi este celălalt proiect la buget, pentru că cu siguranță vor fi și alte discuții. Cele două proiecte ce vizează gazul, înființarea sistemului din cele de gaze naturale, au suferit urma calificată din partea Ministerului Dezvoltării. O primă clarificare se referea la denumirea proiectului, pentru că în cererea inițială s-a solicitat pentru Comuna Hilegiu formată din satele, iar SF-ul a fost doar pentru Comuna Hilegiu, un ex solicită hotărâri din Costi de Ocap, prin care se schimbă denumirea din satele Comunei Hilegiu în doar Comuna Hilegiu. Iar partea cealaltă din datele indicatorii este vorba despre partea economică, niște mutări, niște permutări, să spun, pe linii bugetare, pe care le-au gândit cei de la Ministerul Dezvoltării. Partea eligibilă rămâne neschimbată la fel. Modificările se fac pe părțile de pe liniile bugetare, pe partea eligibilă. La anexa 2.2.1, noi am făcut noi. Proiectantul a făcut o descriere a sistemului nostru inteligent cu caracteristicile comunei noastre. Ministerul cere ca cele caracteristici să fie doar cele generale, în forma generală, nu interesează să intrăm mai prea mult. Și cam atât legat de partea de... Deci ce de înțeles? Că indicatorii tăiul rămâne schimbați, partea eligibilă rămâne la fel ca și partea neeligibilă. Doar niște împrumutări. Dacă mă întrebați pe mine, sunt niște artificii pentru a mai prelungi semnarea contractului cu câteva săptămâni. Dacă sunt discuții pe această temă. Între timp am obținut parte din aviz, am obținut avizul de raportare de la Transgaz, care se obținea destul de greu și am reușit la urmă să ajungem la Mediaș și am obținut și avizul de raportare la Transgaz. Suma nu e suficientă pentru ca acoperi întreaga comună asta, ca să fie discuție la început clar, dar e foarte important în cel totuși să ajungem în fiecare sat, că zic eu că într-o perioadă imediată, fără să iei droguri și extinderi, pentru că am garanția și simbolic cu acestea, că foarte multe primării care au lăsat într-o primă fază nu vor duce la capăt acest proiect. O să dau un exemplu și poate limitat, cum la Bezuț, de exemplu, banii care i-are Bezuț prevăzuți, ca și noi de altfel, nu le ajunge să ajungă nici măcar în sat, în comună cu rețeaua, pentru că conducta magistrală trece pe la Liveț. Și ar trebui să o ducă de la Liveț până la Bezuț și apoi de acolo să intre în... Scoateți la licitația acesta? Eu așa îmi doresc. Și cu siguranță se va întâmpla. După asta am obținut inclusiv certificatul de urbanism la fază de autorizație de construire la Consiliul Județean. Urcăm în platformă, m-am încărcat absolut totul. Destul de greu a mers treaba, pentru că e implicată Comuna Bârsănești în proiectul respectiv, noi o tranzităm și am nevoie de acordul lor și ex de Consiliul Local pe care au dat acordul. Avem parte de domnul județean pe unde se va transporta gazul. Am avut niște extrase de carte funciare temporare, nu erau provizorii, nu erau permanente și au trebuit modificate. Am avut chiar ieri, a fost la OCPI, pentru că au mai fost și erori în faza de proiectare a SF-ului. De balta, în zona Bălții Roșii acolo, după ce treci Balta Roșii, vreo 50-60 de metri, din conducta magistrală, trecea peste terenul Ramba Ștefan, un domn de la Vedeleni. O trebuie să ne tragem către drumul național. Eu ce-au obținut avizul de la ei, destul de greu, pentru că ei sunt destul de eficienți în faza asta de aviz. Eu sper să, cât mai repede, nu știu, până iunie, iulie, să scoatem o licitație, pentru că lucrurile ar trebui să meargă mai repede pe faza de gaz decât pe faza de apă și canal, unde am trebuit să stăm un an de zile până am reușit să scoatem o licitație. Pentru că proiectarea nu mai e necesară în momentul eliberării autorizației de construire. E o lege specială, modificată anul 2023, care ne ajută foarte mult. Asta înseamnă că faza de proiectare se va face concomitent cu execuția. Firma concesionară și cea care va câștiga licitația, se va ocupa de construcție, vor face proiectarea pe perioada execuției concomitent. O chestie care, dacă mă întrebați pe mine, se pare cea mai în regulă și pentru toate lucrurile ar fi ok. Pentru că sunt pierd luni întregi până la finanțarea proiectării și apoi sunt întrezimea cu NCS-uri, cu NRE-uri, cu mai știu ce. În momentul în care se merge
paralel, vă zic că lucrurile acestea sunt acumulele. O să te mai adaptezi la situație. Da, uite, situația de acum, că dintr-o eroare a trecut 50 metri peste un teren privat. Arunci acolo și o spui, dar nu-ți dau voie. Și atunci tu trebuie să te oprești, trebuie să mergi la OCP, trebuie să refaci traseul, trebuie să refaci cadastru și tot așa. Se întâmplă lucrurile astea. Nu știu, nu mă muncești în greșe. Și vorbesc toate firmele de proiectare astăzi, sunt și foarte intinse, încep eu asta constat. Sunt multe proiecte pe piață și... Da. Domnul președinte, dacă vreți la vot. Deci proiectul 4 și 5? Discuții, dacă... Da. În situația asta este foarte important să vă să înțeleg, dacă nu avem proiectare. Foarte important să vă înțeleg. Nu știu dacă este greșeală, dar așa cum este scris în documentație, în unele situații este scris înființare sistem inteligent în satele comunei de Leni, Brătila, Hălegiu, fără Drăgugești. Este eroare? Nu este eroare. Este... Tocmai de aceea modificăm denumirea proiectului, pentru ca să avem un titlu generic, așa au fost inițial făcut, iar ei au folosit și denumirea din cereri și denumirea din SF-ul. Toate satele comunei Hălegiu vor fi parte a acestui proiect, repet, în funcție de banii pe care noi avem, pentru că avem doar 12 milioane contract încheiat cu Ministerul Dezvoltării, o sumă care nu o să ajungă în toată zona și în toate satele comunii, dintr-un capăt în altul. Vor fi magistrale către Brătila, se va opri la Poda Romanu, de exemplu, către Delem, undeva în zona Coala de Jos, așa, spre Drăgugești, spre fel ca nu știu până unde la intrare în sat se va ajunge, la Hălegiu, la fel, undeva în zona, dincolo de poliție, pe la Pașcu, pe acolo, pe zona respectivă, pentru că atunci când au întins rețeaua, s-a terminat banii, acolo se termină banii pe care noi avem astăzi bugetați. De-aia am început că șansele mari ca noi să obținem finanțare pentru extindere sunt mari, ținând cont că noi am făcut proiectul pe întreaga comună, inclusiv măsurătorile cadastrale și indicările topo. Și eu sunt convins că inclusiv pe sursa de finanțare vom găsi soluții de extindere. Pentru că o să fie mult mai ușor să-ți extinzi o rețea pe care tu ai deja existentă decât acum, pentru că noi vorbim de o înființare a sistemului. Aproape jumătate din banii respectivi merg mai pe SMR-ul, pe stația aceea de transformare a presiune de rețeaua mare magistrală în conducta care ajunge în restul comunei. Eu mi-am dorit să ajung în toate satele. Nu se poate întinde. Cel mai mult noi ne încurcă acest tampon, să spun, între satele comunii de la Hălegiu la Brătila, unde noi mergem vreo 5 km prin comuna Bușănești, iar ei, conform legii care ne obligă și plus de asta, chiar dacă nu ar fi obligat legea, cu siguranță nu ar fi dat acceptul, poate, în direcția de Consiliul Local la care am fost prezent, ei se vor branșa pe tot traseul acesta de Buravăi, de zona de jos a drumului național. Altfel nu căpătam acord. Nu este o problemă, pentru că stația noastră de distribuție acoperă cantitatea necesară de gaz pentru toată comuna. Dacă renunțam să trecem prin Brătila și să mergem prin Brătila și să facem doar celelalte sate, cu siguranță aveam conduta să ajungă în fiecare sat până în capul sat, să spun. Mai puțin poate uliță, într-o primă fază, dar am gândit că dacă nu ajungem acum Brătila cu gazul, nu știu dacă erau șanse în viitorul apropiat, pentru că era destul de greu să gândești un proiect doar pentru Brătila, care practic e mai aproape de Onești decât din Hălegiu, dacă stai să te gândești bine. Pe partea... Și cred că mergea destul de greu. De-aia am optat să intrăm în cuzunatul și în sat. Tocmai de-aia am și cerut clarificări și cei de la Minister când au studiat SF-ul nostru, au găsit denumirea și pe Comuna Hălegiu și pe satele aparținătorii Comunei Hălegiu. Asta înseamnă că este normă magistrală de distribuție? Asta înseamnă că este magistrală de distribuție, o rețea principală de la care vor fi legați branșamente. Avem și un proiect cu branșamente. Deci, nu e o magistrală care duce gazul de la Hălegiu la Drăgugiu, nu se leagă nimeni la el, de la Hălegiu la Brătila, nu se leagă nimeni de el. Pot presupune și branșamente, dar asta este un proiect ulterior. Inclusiv în proiectul inițial avem branșamente, nu suficiente. Porțiunile de tranziție. Parte de branșamente sunt prinse, exact ca și la apă și canalul. Avem și raportul și branșamente. Avem doar 500 de branșamente și raportul la apă, poate îmi trebuie 800. Dar într-o primă fază... E foarte bine, nu mă putem doar cum s-a acoperit, asta am înțeles. Care este traseul concret? Până cât s-a acoperit? Deci, din traseul concret, la faza de acum, când ne-am avut faza de proiectare, să ajungem undeva până la, dincolo de podul de la Brătila, cred, din partea asta. Pe Zeta Slău. Hălegiu undeva în zona,
Cristi Pașcu mai sus pe panta cu domnul Cristi în zona aceea, eu repet, este în prima fază, e foarte posibil ca finanțarea să crească imediat pe derulării proiectului, e foarte posibil să se mișoreze preț și atunci să ne putem întinde cu conducta mai mult, practic, extinderea aceasta nu este decât o săpătură cu un conduct în plus. E, cheltuiala extinderii pe gaz este mult mai mică decât a alimentării cu apă sau a canalizării. Acolo nu ai nevoie de cote, de cămini, de nu mai știu ce. Aici nu, aici mergi cu o conductă care este și aeriană și subterană. La Drăgugești se ajunge până în van intrarea satului, undeva în zona Felca, nu știu exact unde se finalizează, unde se oprește, practic, săpătura inițială, iar la Drăgugești dincolo de Popica undeva, pe la Vera, pe la... Nu eu, noi avem măsurătoarele peste tot, în toată comuna, în Tăbulării și Licările Topo. Dar în faza, în momentul în care cel care a fost SF-ul a împărțit banii respectiv, acolo se încheie... Atât a acoperit banii pe care avem. Pentru că noi aici nu venim cu o finanțare, cu foarte puțin bani. Noi putem să fim sănătoși, cine mai fie aici de la anul sau cine mai sunt la să nu avem altceva de făcut și să punem un buget local încă 2 milioane de lei și să mergem cu contat peste tot. E ușor să întindem ceva când nu avem principal. Ca și la apă. Vor fi buniți, poate că nu fără ajunge apa. Dar s-a găsit. Totdeauna s-au găsit soluții de a le extinde, de a mai, nu știu, nu sprijin. Deci, în momentul de fapt, acest proiect se supune și branșamente? Parte din ele, da. Care... Nu știu acum să vă spun. Sunt incluse în proiect. Nu mă interesează câte nu. Sunt incluse în proiect, inclusiv pe partea de instituții, inclusiv pe persoane fizice. Nu sunt, nu sunt acceptate astăzi, la, pe Angel Salini, proiecte care nu au branșamente și raporturi. Asta a fost o cauză din întors nou proiectul de apă și canal, vă ținut anul trecut în iunie. Tocmai asta a fost cauza. E la fel, atunci am avut o pungă de bani, de 30 de milioane de lei, și am spus, unde vreau de bani ăștia să cumpăr toată comuna. Și am făcut toată drăbrătirea. Ei, au venit cei de la minister și mi-au întors o zi înainte de a fi semnat. De cât eram anunțat, m-a semnat că m-am făcut scandal pe acolo, m-am ajutat, m-au ajutat colegii noștri și m-am supărat pentru că mi s-a părut că e prea rapid. Deci n-ai avut timp să studiez două unii de la tine, m-am dus o zi înainte să vin la Iași și la București și să retras proiectul pe apă și că n-am vorbesc. Și am fost obligați să venim tot noi cu cofinanțare, pentru că noi puteam umbla la partea aceea eligibilă, cu branșamente și raporturi. Și avem, cred că, undeva la 500 de branșamente și raporturi de canalizare și apă pe Brătila, prinse în proiectul inițial, în momentul în care acum va începe venirea construcției, lucrarea, să spunem, după 15 martie, când se dăm în vorbim de începe a execuției, că am dat-o începe pe partea de proiectare, cred că va merge cu totul la vale. 15 martie, zic eu. 15. Sper, 15-20. Atunci, în intenția noastră este următorul fapt. Atât în intenție cât și în speranță că pe perioada de implementare a respectivului proiect, raportat la ce bănuți avem astăzi, pe proiectul ăsta, noi, concomitent, o să accesăm, să facem și alt proiect pe extindere. Iar în momentul în care a ajuns, domnule, poate la Brăzit, la să dea Dumnezeu, când am ajuns cu țeava până după pot, să avem un proiect care să și extindere pot. Și să poată continua lucrarea. Adică e posibil lucrul ăsta, numai finanțare să găsim și pe restul. Deci, clar că, dar e un început care... Nu poți extinzi ceva, ci da, mai exact. Terminat de executat. Întâi să terminăm ăsta și nu ne raportăm doar la bugetul de anul ăsta, fiind ținut de anul. Eu sunt convins că vorbim inclusiv la Apuș Canal, pentru că n-am să vorbim la buget. Dacă discutăm, ați văzut, noi la Apuș Canal avem o valoare destul de mare de cofinanțare. Care ce local, dacă s-ar învina să ne angajăm, să ne plătim bugetul pe 4-5 ani noștri local. Nu avem clar cum să-l acoperim. Dar garanția mea și a Ministerului a fost că cu siguranță și ceea ce se va întâmpla, pentru că sunt foarte multe comune din județul Bacău care au accesat apă și canal, au fost eligibili, dar care au renunțat la proiect. Da. Din ce cauți? Pentru că au fost niște condiții puse de ei, cea cu asfaltarea, una dintre ei. Nu aveau proiecte de asfalt, nu intrau cu apă și canal. Deci, sau nu, renunțau la asfalt ca să facă apa și canalul. Iar unii primari, ok, să spun, au ales asfaltul pentru că e electoral, să spunem, e cel mai ușor, cel mai simplu. Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la Brătila toată vara, cum o să fie până la spart și apă, și canal, și cămine, și traversări, și racorduri, și praf tot. Și așa are 20 de ani de lucru. Dar au ales asfaltul, renunțat la apă. Sau în Bacău, de exemplu, că e un caz mai unic, să spun, e problema cu Crabul. Crabul au jumătate din comune, cred că mai bine jumătate, trei sferturi din comune din
din județul Bacău într-un proiect european de apă și canal, dar nu se duce nimeni la, la licitație. Poate vrem să piată banii aceia de europeni, pentru că în 4-5 ani de atunci valoarea a rămas aceea și costurile a crescut foarte mult și nu e rentabil pentru firmele de construcții. Iar ei sunt membri acolo, plus mă cer pe Angel Salie și au primit discuția la, la, la proiect. Nu știu ce dacă vrei să... Dacă mai sunt 5, da? Nu, aprobăm. Da, 4-5. Da, 4-5. Da, 4-5. Da. Cine este pentru proiectul 45? Abține? Nu. 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 Aici domnul Dacu vă să vă dea citire și dacă apoi la analiza de investiții să vă prezint la discuție. Spun că construcția proiectului de buget local pe anul 2024 are în vedere venituri în sumă totală de 57.201.880 lei, constituite din venituri proprii în valoare de 1.227.200, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 2.059.000. Dar nu mandat. Hai să zic, pentru că colegii am înțeles că au studiat bugetul. Poți să prezint o lista de investiții dacă vreți, dacă nu prezintă. Și apoi la discuții, doar cine ar de întrebat, au studiat și știi despre ce este vorba. Adică să stăm la parte de cheltuieli, să căscăm și să... Funcționarii sunt, cred că... Ce poți să spun la suntem toți șefii consiliului local, vă spun bine. Sănătate. Deci, lista de investiții de anul acesta, cred că ați observat, în mare parte este identic cu cea din anul trecut. Nu am lucrat absolut nimic. Asta pentru că toate investițiile făcute de mine anul ăsta sunt investiții pe care le-am venit cu 2 ani în urmă. Și cred că peste 90% sunt e bazată doar pe bani proveniți din proiectele pe care le-am venit în ultimii ani de zile și pe sus aceea de finanțare pe care altfel nu mi-ar fi permis, nici nu aveam cum să fie un buget, o listă de investiții gândită doar pe banii din bugetul local, pentru că banii din local pe care, de care dispune comuna noastră, fiți cu toții din anii în urmă, se învârte undeva în jurul sumei de 1 milion de lei. Ținând cu climatul public când plătim vreo 4 miliarde, trebuie să știți că am acolo strămuri cu banii din taxe și impozite. Lista de investiții de anul acesta se bazează doar pe acele proiecte pe care am reușit să le bugetăm și pe care eu unul doresc, sunt convins, să le duce și la capăt. Normal, orice sursă de finanțare externă necesită și cofinanțări. La fel, faza aceea de proiectare și SF-ul și avize, care sunt destul de costisitoare și parte din dumneavoastră știți lucrul acesta, au mers, au venit numai din bugetul local, dovadă că din bugetul local azi avem câteva de mii de lei pe care i-am prevăzut pe niște lucrări de drumuri prevăzute a fi modernizate, dar asta după ce va trece prin drăguție și prin de lemn, canalizarea și cu asfaltul, pentru, și cu apa, pentru că nici nu ar avea logică. Am văzut fraga Costea și am trecut și am acesta prinsă bugetată, dar nu avea niciun rost în toamnă, eu că aveam banii să o asfaltez ca acum să o sparge. La fel strada Munteni, la fel strada Ciurea de Jos, depusă pe o altă sursă de finanțare, la ce situație este cu Busuiocilor sau cu Bărlanda de Lec. Dați-mi voie să vă citesc de fiecare parte și apoi dumneavoastră o să mă întreb asta. Modernizat dispensar medical în Helegiu, este vorba de dispensarul din Helegiu, nerecepționat încă, sursa de finanțare pe NDL 2, este vorba de această sumă de cofinanțare, întrucât am trecut, n-am avut la cofinanțare sursa, suma respectivă, am prevăzut-o în primăvara acestui an să putem plăti constructul și să facem recepția apoi. Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale. Este vorba de... Aici se modificați, domnul. Da. Acum, pentru că a rămas de lumina pe așa mi-a dat-o de la dezvoltare. Trebuie să o plătim acum ca să nu mai supărim o dată la... Adică, comune, Hilegiu și fără satele. Sursa finanțare a Angel Salini, valoare de 12 milioane de lei. Modernizare sistem de iluminat
în Comuna Helegiu prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Helegiu. 1.269.700.000 de lei. E un proiect semnat, scos la licitație pe fondul de mediu. Toate lămpile din Comuna Helegiu, cel puțin în zona de centru, în jur de 450 de lămpi, vor fi schimbate, locuite cu un sistem de lămpi inteligent, cu putere de gestiune, care se vor scădea intensitatea în funcție de mișcarea de la ora 12 minute, de exemplu, și niște chestii prevăzute în fondul de mediu, tot prin sursa Angel Salida, PNRR, la care ne-am accesat și suntem eligibili, inclusiv cu contract semnat, scos la licitație, urmează într-o perioadă, nu știu, de luni, zile, două, să ne apucăm de lucru. De ce se întâmplă așa de lucru? Pentru că cei de la drumurile naționale ne-au cerut profile transversale la fiecare stâlp de iluminat public de pe draza de drumuri naționale. Ei, de la Renunța din Capă și până la Marinel în capul celălalt, sunt numărați câți stâlpi sunt. Fiecare trebuie să aibă profil transversal, făcut de o firmă de catastru, cu viza OCPI-ului, depus la drumuri naționale și gândiți-vă la bănuții care costă, pentru că nu vine nimeni să ne facă degeaba, bani prin bugetul local. Achiziție teren și rezervor apă sau de lei. Anul trecut am reușit să am cumpărat un teren de 120.000 de lei de la familia Păjor. Pe izvorul din dreapta, pentru izvorul din stânga m-am identificat de un proprietar care nu avea actele puse la punct și a reușit domnul Alei ca să își definitiveze actele și urmează să încheie un contract de vânzare cumpărare, urmând ca apoi să facem un proiect de extindere a rețelei de apă de buget local aici. Extinderea rețelei alimentare de apă în Comuna Helegiu, buget local, extinderea apă potabilă de Ungeș și Ferca, 30.000 de lei. E acea lucrare făcută în toamnă, nu e finalizată, mi-a rămas 30.000 pe care trebuie să-i plătim costurile ca să poată face raportul de la atașamente la cei 15-20 de. Faza de proiectare, la fel, surse sunt numai din buget local. Extinderea sistemului de canalizare sate Regiu. E cu cererea de finanțare trebuie să depusă la fondul de mediu. Într-o primă fază n-am fost eligibil, sperăm că la a doua perioadă să fim eligibil. Se referă doar la DRI și la Helegiu. Helegiu de la biserică, de la poliție în sus, nu există canalizare, iar DRI de la Radu Paraschivă până la Roma. Afel, modernizarea standardului de jos, acel proiect depus de trei zile la CNI și care stă în așteptare. Dar realitatea este că nici nu am presat foarte mult pe acele rațe anul trecut, ținând cont că zona respectivă va fi ambuză săpată și bogată apă și canal. Cu siguranță, dacă nu oficiile eu, o să încercăm o altă sursă de finanțare. Reabilitarea infrastructurii rutiere, aici se referă la cele două străzi și părâmul de la Drăgugești, și Pusiocică și Bălan, depus la fel pe CNI. Cei de la CNI și anul trecut ne-au spus că mare parte din bugetul lor prevăzut au mers către partea de cultură și sport, de vadă că au apărut în multe comune sări de sport, nu mai știu, la Onești, fostul capitol, nu știu ce au CNI. Nu am mers pentru foarte mulți bani. Strada Muntenii, făcută anul trecut, în fază de proiectare, la fel, stăm, am prins bani în buget, doar pentru parte de lucrare. Cu siguranță nu va fi anul ăsta asfaltată, pentru că nici apa nu se va termina la sfârșitul anului, cu siguranță. Aceeași situație cu strada Costea. Și mai avem achiziția acelei mașini de măturat randală, pe finanțare cald. Mașina este ajunsă la furnizor. Care e de Spirul? Carcerul. Carcerul, așa, Carcerul România. Banii sunt pe finanțare 100% GAL. Știți discuția de anul trecut, 142.000 de lei, tot cu fază de proiectare. Dacă dumneavoastră aveți discuții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt și atât pe pot o să vă dau răspuns. Să sperăm că avem acesta. Sperăm că am acesta să finalizeze, ca să înceapă lucrările la apă și canal. Da, scuzați. N-am văzut eu, am trecut. Ultimul proiect, la fel semnat, scos la citație,
și cred că acum e la licitație. E vorba de dotări în toate școlile, la fel, care l-am lăsat pe loc pentru că școala la Drăgujești, din școală n-am spus că m-am vorbit. Este încă reparație și cred că undeva la 1 iunie va fi finalizată. N-aveam unde să depozităm, pentru că dotările în școli nu înseamnă doar parte din ele, ci pe tot, toate școlile, iar mobilier și până la partea de IT, inclusiv 2-3 cabinete psihologic, informatic, nu știu, tip, ceva, da. Valoarea de 964.700 și reabilitarea școlii de Lugești, școala care e anunțată anul trecut tot pe fondul de mediu, pe măsura PNRR C10, cred, în modernizare, lucrurile sunt destul de înaintate, avem o firmă care chiar își face treabă, e chiar să mulțumim de ce se întâmplă acolo, se lucrează cu simte răspundere și timpul eu și așa țin cu ei, sunt destul de înaintate, au și făcut săptămâna trecută, o primă situație de lucrări, o factură care am făcut pe minister să poată fi plătiți consultorii, pentru că până acum nu au fost plătiți de lor și au asumat, bineînțeles, să abia să mă întâlnesc până la factură. Scuze-mă, Elena. Nu știu, dacă ne rezumăm la plătirea, am început, a fost cam aceleași lucruri trecute în buget, doar s-a terminat terenul de fotbal, da. În rest nu s-au făcut aproape nimic. Să sperăm că în acesta, dacă dumneavoastră, că dacă să se face sau în ce bucătările, poate că nu. Deci am spus-o și vreau să mă înțelegeți. Nu vreau chiar de rog să ne intrăm în conflict cu această problemă. Cu siguranță, pentru mine și aveți cuvântul meu, prioritar pentru satul Bătila a fost apa și canalul. Și nu că ar fi trebuit făcut neapărat, este neapărat nevoie, chiar poate ținând cont de situația prin care trecem astăzi. Eu mergeam azi la trezorerii și m-am uitat în dreapta spre Bata Roșie și în stânga, o să o are. Adică pentru mine era un barometru că situația nu este roză. Să nu credeți dumneavoastră că ce se întâmplă la Unești cu întreruperea apei nu e o problemă legată de ce se întâmplă la Valea Uzului. Nu știu dacă ați fost, eu am fost. Nu mai există pe furul apei, de că nu știu câtă apă. E o problemă gravă de lipsa apei. Tocmai de-aia am și gândit-o cu constructul și chiar am fost cu domnul Șapcă săptămâna asta, luni, marți, și cu cel de la Iași care face proiectarea, să identificăm și alte surse decât cele pe care le-am prevăzut în SF-ul. Pentru că inițial în SF-ul avem 3 puțuri prevăzute la zona, cei din Brăila poate știu, doamne, de bine, la intersecția părâului Văii Rării cu Taslăul. Unde începe islazul nostru, dar după acătul începe islazul nostru și e un drum care urcă pe instanță, atunci undeva se poate să fie rezervoare, dar vedeți și poate. Ei, am făcut acolo niște forări. E o zonă care se plătează a fi apă. Dacă faci asta, ai de apă fără probleme destul de repede, pentru că până în Văii Rării curge astăzi. Deci eu am fost în marți acolo și curge, cred că am și poze, că e destul de bine. Dar eu știu că părâul la Văii Rării, pentru mama mea, la latul României, de 30 de ani, o măsura în fiecare vară și sunt momente ale verii când el seacă. Se aca și acum 10 ani, când situația fluvială era destul de regulă, să spun. O să spun, și acum. Dar dacă nu ne lovim, teama mea acolo, ca să vă spun sincer, este legată de acea râpa dracului, cum știți voi, s-a pus în niște aia. Tânca aia mare. Râpa gâtă. Să nu fie atât de întinsă peste tot, că dacă dai, nu să pun ăla cald, nu se merge aia. Cald. Nu e cald, e o chestie nasoală. Nu treci de apă, nu e fris, nu crezi sânză, nu știu cum e spus. Sânză, mai pasul eu. Marte, bravo. Dar să nu cum uitați, mă uit destul de aproape acolo, nu știu, poate cu timpul, mă uitam, am niște prieteni la Magovia și stau chiar față în față cu brațul Sfântului Gheorghe. În fața lor acolo e o stație care ia apă din Dunăre, o trece printr-o stație de tratare a apei și o folosește în Magovia. Mă gândesc că poate să fie și asta o variantă, de asta am și dus-o acolo lângă Taslău cu timpul. Dacă ăștia vor să facă barajul, cum vorbesc de baraj, clar pentru noi, deci să știți că eu nu sunt specialist în hidrologie și nu mai știu cum ar fi, dar omenești, mă gândesc că lipsa barajului a influențat foarte mult în zona noastră, a regiunii, cel puțin, care suntem de o parte de alta a râului Taslău, foarte mult lipsa apei. Pentru că s-a spus practic veta asta a Taslăului. Când era barajul, mai întindea. Eu am crescut la Taslău. Eu am crescut aici. Eu nu puteam duce Taslău dintr-o parte în alta, la 7-8 ani, 10 ani de zile. Aveam 50 de kg gras, am fost, era mintea.
Deci mă lua apa, tate vigilioasă era alta slăbă. Păi asta nu există. Practic se duce în fund. Dovadă că el are și pe fund. Este că eu acum când am făcut digul la Taslău, de-am diguit partea asta de la Mânt și Abad de Taslău, pe partea din apal, s-au oprit cei de la apă domnului Covintean, urmează să mute digul până în partea asta, spre DN-ul. A rămas un braț Taslăului care nu mai este alimentat de râu, nu uitat în mijloc. Și are apă în continuu. Deci totuși undeva există apă, apa subterană, să spun. Poate ar fi timp, nu găsim acum suficient acolo, că trebuie atât de mică, trebuie bun de apă, hai să nu trebuie să mă amăgesc acum, că sunt eu Nostradam, să știu că suntem afară, deci cu toate, am dat de apă mult, acum o să-mi folcătească apă la bătălare pe multe. E sursa, din punctul meu de vedere, cea mai aproape de o sursă de apă, viabilă, care poate să ne ajute să avem mai mult debit în... Așa am gândit-o. Acum proiectantul o să mai dăm și poate soluții, chiar am sugerat lucrul ăsta. Am mai acolo, am mai identificat niște terenuri care nu sunt privat, nu sunt proprietăți, să dau un cornel, pătru, mai nu mai știu cui, mai au niște zone, mai spre Taslău, știi? Mai facem un dren acolo, mai facem o captare, mai pe Taslău, nu știu, o încercăm. Vis-a-vis de, m-a răspuns cu urmă. În acest proiect de buget, sunt inclus undeva lucrări de întreținere sau de investiții pentru surse complementare, gen cântând da. Am gândit... Am gândit la reparații la alimentare cu apă, pe capitolul 70. Deci nu pe investiții la reparații? Nu pe investiții, pentru că investiția înseamnă, în primul rând, timp. În afară de timp, înseamnă proprietate și înseamnă o chestie care e destul de greu de făcut. Nici nu cred că pot legal, pentru că eu așa știu și trebuie să știți, nu pot să cer o investiție identică cu cea pe care o ai deja în derulare, adică de finanțare, da, merge. Dar stai să semnezi, la, să votezi la buget, după aceea. Dar mă să pui înainte votul și... Da? De acord. Amore. Îl dai online. Și atunci am gândit cel puțin două puncte, cel puțin două puncte, care să ne rugăm, nu știu dacă modernizau sau reparați, le curățând, că altceva nu știu ce pot să fac. M-am gândit la funcționarea acolo care îmi servește jumate din bucanul ăla și să mă întâmplă acum în primăvară să merg cu mulțe lași, pe o firmă, să este din nou apa. Mai este că a fost o leapă de apă de la... Dar poate mai o curățăm, poate mai intrăm. La pădureț am ajutat și am trecut, nu am văzut ce e în pădureț. Nu am făcut, nu știu ce, n-am văzut, n-am și am văzut și bani și tot la reușit. Am mutat și în loc, am mutat și toate. Nu știu bani, dar eu înțeles că și-au pus toți și tot la apă. Și am mai gândit iar în ciura de jos, aici, la ciurmeaua asta care curge zi de zi și când văd că sunt mașini, sunt la fel, să o băgăm într-o reparată, într-o curățare, să vedem acolo unde se captează, poate mai reușim, ne plinim un izvor. Acolo vine apa din lateral, nu? Da, de undeva, chiar dacă mai mărim un dren, am văzut că o ia mult și pe șansă de, să mai pierde din ea. Poate că reușim să facem de la mai mult, că dacă avem două, trei sus... Ceva zile care să-l magazineze apa din care oamenii pot să ia niște noapte. Să știți că asta cu magazinatul e o chestie pe care eu nu am văzut. Un loc! Am văzut că se poartă în jurământul în loc, în Abățănești, am spus. E o chestie care de ce se prelungă faptul că o cheltuială destul de mare pe două ate, pentru că apa cel trebuie dus undeva, este o asumare pe care eu nu vreau să vă... Eu nu pot să iau apa aia decât dintr-o sursă ăștia care din Taslău. Eu nu pot, frate, să-mi capă din Taslău pe Tanja, să-i pun omul în bazinul ăla, și omul să o ia să facă nu știu ce cu ea. Eu nu am sursă de apă potabilă la astăzi. Dar bazinele alea trebuie curățate permanent. Până acolo. Că eu am avut mala trecută cu bazin. Dar e normal, bate soare în ea, iar exact. Flopii înversește imediat. Se înversește. Dar ea nu poate să ne Pentru oamenii nu-i dau pentru animale. O să încercăm și varianta asta. Dar gândiți-vă că am avut situații în care în Drăgugești am urcat motorină în fântână, da? Deci nu au cu ce, da? Și la DN. Deci dacă tu pui bazinii pe drum, ai ești supus riscul să potrăvească, să pună, nu știu, mirosuri, să facă rău. Cine? Nebun, nu știu. Oameni care... Nu știu cum să o transformăm. Și atunci noi trebuie să ne asumăm riscul. Domnule, i-a adus primării, trebuie să dai și garanția că e bună. Nu, eu m-am referit la un lucru ceva mai mare. Totul e bine până se întâmplă ceva rău. Da. Atunci... Nu, un rezervor achiziționat. Un lucru ceva mai mare. Nu știu să scăpăm din... Nu știu. Deci care este prinsă în urgente la partea de reparații? Și de întreținere și o să încercăm două, trei puncte care să, măcar să le mărim debitul și încercăm, și încercăm și într-un centru, două, trei minuții sau eu știu. Și în celelalte sate am văzut că peste tot sunt
extindere, rețele suplimentare, surse de alimentare cu apă, toate acestea au fost prevăzute și în trecut și acum 2 ani. S-a făcut ceva în anul 2023 pe suplimentare, alimentare cu apă? Deci, sau? Deci Vlad Elen, pentru proiectul respectiv, am reușit să mai menționat o primă parte a terenului. Nu, asta este distinct. Nu, spun la suplimentare alimentare. Nu, la pisic teren am înțeles. Păi da, ca să pot suplimenta sursa, trebuia să am sursa, eu trebuie să o cumpăr. Nu era noastră. O parte, un izvor, cel de sub Manicu, este la familia Cujor și am cumpărat terenul, celălalt l-am identificat la familia Alei, Popa. N-aveau dezbatere moștenire, n-aveau certificat de moștenitor, un frate mort, nepot, nu știu pe unde, Alecu stă în Italia. Ne-a promis că vine de Crăciun, în decembrie acasă, nu a putut veni omul, pentru, nu știu, diferite motive. Mai am cerut să ne fac măcar o procură și să semneze cineva, o să vină el acasă, nu pot obliga să sper da, să vină. S-a făcut ceva, n-a fost achiziționat terenul suplimentare? Am luat contractul cu o firmă de proiectare care să facă SF-ul. Dar ca să pornesc ceva, trebuie să am dovada proprietății, nu pot zice nimic. Nu, că s-au mai făcut fără în anii precedenți, cu la forțele, păi, cu... Dar ce am făcut a fost făcută în curtea de la Delen. A fost lucrare de 5-6 ani în zi. Nu m-am întrebat dacă ați făcut ceva, nu m-am întrebat unde. S-a făcut, s-a făcut furare atunci. S-a făcut furare. Suplimentarea a primat atunci pe Drăgugești, tot pe proiectul. Am făcut contractul Drăgugești de ani. Am suplimentat pe ansursa. Am trecut în extinderea de pe forarea de la Delen a fost făcută cu la Forțelu și Găbete. Și cred că în 2007 și 2008, dacă nu mă înșel, am săpat 150 metri. Eu am visat noaptea că dau apă de acolo, nu știu dacă nu vrei. Noaptea am avut un vis că sigur dau apă. Însă a doua zi la domnul Lachin, a doua frumos, mai săpat. Și domnule, am săpat până acum, ieșea numai, nu știu dacă puteți da seama, cum taie cineva cu în faianță, în gresie. Calcarul acela de pus în stratul ridicat, deja așa, schimba un continuu. Și noi aveam contractat 100 de metri, noi mai coboară avea 5 metri, mai coboară, și 115 metri, n-am dat de apă. Am dat de apă doar exact. Doamna Bădică, sigur, își amintește de un proiectant cu care am lucrat noi, domnul Bontaș, cred că nu știu dacă mai trăiește astăzi. Acum câțiva ani îmi amintesc, cum cred că era ajuns la discuții, că ne-a spus că în zona noastră, la Cataneia și până la Dumbrava și dincolo de Oteră Căciuni, nu există apă decât de suprafață, nu să fie apă niciodată de mare adâncime. Maximul apei în zona asta este 33-35 de metri. Așa am dat noi de apă la drept, la 35 la 33 de metri. Am dat de apă care poate ajuta la o familie. Să adună undeva la 3-4 litri la 12 ore, să spunem. Au plecat noi de acolo, scoate cu o pompă submersibilă, dar ce să vedeți că la 300 litri de apă, la o comună care, la un sat care consumă 200 metri de apă într-o jumătate de oră. Pentru că mi-am dat drumul apă la rezervorul plin la ora 8 jumătate, la ora 10 nu mai există apă. Tot efectul terminat. Și nu vă dat drumul în grădină. Ești de cum? Și mai bine de 70% din populația din teren, s-au avut o gospodării, să spun așa, și n-am nimic împotrivit până la urmă. Bine că au făcut-o și așa, prin străinul 2021 și urmează, ai putut să facă. Și-au luat 2-3 bazine de otoră și le-au montat la loc ferit. Au hidroforul pus pe el, când apa vine, umple rezerva respectivă. Vă plătești, treci prin iopometru, două zile are apă. Deci am spus că dacă nu trecut, dacă da. Repetăm investiția, era nu s-a făcut nimic, s-a făcut doar contract, nimic, pe direct, s-a făcut pe Drăgugești doar extinderea pe Fierca și pe Bedic. Bedic a dat în Rus și Fierca a dat imediat acum. Iar la Helegiu am finalizat închiderea proiectului acela vechi și am făcut expertiza tehnică pe toată proiectarea. Acum lucrăm la faza de proiectare pentru a trece apa dincolo de pod și a dat drumul pe rețeaua nouă mai nevoie de 5-6 cărbini. Problema acolo este cu sursa, că sursa nu e pe terenul nostru și o să rămân pe sursa veche și o să mergeați ceva cu situație să poată face o altă sursă. Deci nu se repete pentru că din bugetul lor este clar unde sunt aceste sursuri. Păi nu, nici nu s-a făcut nicio plată, nici nu s-a... Noi am prins un buget pentru că eu am fost convins anul trecut că reușesc să cumpăr terenul. Dacă reușeam să cumpăr terenul în toamnă, aveam timp până în iarnă, să spunem, să facem pare de SF și de proiectare și anul ăsta mergeam pe partea de execuție. Nu este. S-ar putea să facem prejuire. Și cei pe care aveți trecut pe Drăgugești sunt doar pentru plată pentru ce s-a făcut? Adică 30.000 de lei, adică 30 de milioni. Nu, nu are nicio lucrare nouă. Nimic. Finalizare. Da. Nu. Vreau să mă întreb bulițele cu astea, ciortea, unde? Nu au fost proiectate? Ba da. Ciortea este proiectată... Că sunt bugetate și acum... Ciortea este proiectată
cred că de minune în 2019 sau 2020. Am depus-o pe două surse de finanțare, pe NDR, nu, depus-o pe Angel Salini și pe CNI. Pe Angel Salini am fost eligibili, dar la, am fost chemați la toți primarii, la ședințe de partid acolo, unde practic se negociază lucrurile. Acum ce să vă recunoaștem? Și am avut de ales între modernizare strada Ciotea sau alimentare cu apă și canalizare în, pentru că erau pe aceeași finanțare, pe aceea pe Angel Salini. Parte din primare au ales asfaltul și v-am spus, și cred că au ales parte din, dacă întrebați cu mine, electoral vorbim. Partea cealaltă am ales apă și canal, era și valoarea mult mai mare. Adică vorbim de un proiect de 2 milioane de lei, cam așa era valoarea proiectului, cam atât este valoarea proiectului de asfalt, în comparație cu unul de... Anul trecut am făcut strada Munteni, cu proiectare, cu SF, cu tot, avem și certificat de urbanism pentru a putea începe lucrarea. Nu avem finanțare și nici m-am străduit să avem, pentru că, repet, peste Munteni va trece apa și canalul. În momentul în care am finalizat și am reținut acea lucrare, putem să facem... Sumele sunt prinse pe... Am fost prinse niște sume în buget, am fost prinse două ultime, 30.000 de euro. Ca să poată fi prins o sumă în lista de sume, să fie cu zero, că n-ar fi o să investiți absolut. Banii pe care ni se vor reporta nouă, dacă noi nu facem execuție, banii trebuie să fie excedent. Și eu vorbim de 10 miliarde și toamnă. Sunt pe folosit de ei. La fel și Costea, dacă nu reușim să o asfaltăm anul ăsta în situația în care... E proiectată? E proiectată Costea. Costea și proiectată și așa valoare mai mare. Au avut-o și o mare anul trecut. Eu zic că Costea o putem face în toamnă cu siguranță, pentru că, cel puțin discuția, am avut-o în câteva întâlniri cu domnul inginer Lănică, zic bine, cred, cu domnul Șapcă și cu proiectanta, am schițat un calendar al lucrărilor, cum începem. O să începem partea de canalizare cu strada Busuiocelor și cu partea de pe stânga al statului Drăgugești, cu veste, până ajungem în drumul național, în drumul comunal. Iar la Brătila vom începe cu... Drăgugești începeți? Nu. Acolo avem partea de canalizare. Distinte. Acolo ca la canalizare. Nu avem apă, apă este pe partea zona aceea. Am dat să pe fiecare sat. Iar la Brătila vom începe cu Costea, Mucan, Neciu, Pădureț, într-o primă fază, părțile neasfaltate. Ca să nu ne apucăm de spart asfaltul ăla ca bunii, să prindă o ploaie în iulie și să plângem în apă. Și apoi continuăm. Cu rezervoarele, cu stația de captare, care asta de tratare a apei aici la pod la Taslău, care e mare, nu ca așteptați cu lucrare care se termină mâine. Gândiți-vă că vorbim de 7 milioane de euro. Asta este valoarea proiectului. Sunt de da, nu înțelegeam sumele că sunt mici pentru execuție. Da, unde am prins, au fost prinse în bugetul rândului respectiv. Am prins în continuare în buget. Poate, eu mai mult mă bizez, vă spun sincer, pe faptul că eu sau, nu știu, cineva să mai fie de aici, acolo avem să știm ce se întâmplă în iunie sau în septembrie sau când se întâmplă, având proiectarea, e clar vor mai fi surse de finanțare pe diferite măsuri. Și atunci cineva poate să ia proiectul la care este făcut să depune sau următoare. Nu mai este loc pe Angel Salini, dar poate o să fie o altă sursă, nu mai știu cine, un arhitect. Și l-a dispensat doar de plată, mai de executat? Nimic, doar plata pe partea de NCS-uri ce este neeligibilă. Vorbim de tencuielile de în interior, care inițial nu au fost prinse în contractul inițial, pentru că și așa era și normal, dacă gândești din punct de vedere legal al arhitectului, vind o reparație, o modernizare, nu, o reparație nu necesita tencuiala în întregime. Când, la prima fază, când domnul inspector la ISC a fost în teren, a constatat că tencuiala este crăpată, este fisoasă și atunci ar fi bine să tencuiască din nou, să procedeze și așa. Și suma asta de vreo 69.000, aș fi utilizat 60 ceva de mii, este tempuiala făcută cu 2 ani de zile, nu făcută asta, dar pe care noi am tot arătat, nu avut bani în buget pe ei, nu am sperat să pot mai prinde ceva pe finanțare, nu mai spun. Și atunci o să-i plătim din bugetul local, practic ne-am asumat-o, și o să facem centrul dispensat. Deci, dar se este popular, nu chiar dacă nu e regulă, doar n-am avut de control. Înțelegele cu cei care dispiatorul dispun în construcție, am înțeles. În partea de sus trebuie să rămână medici acolo, pentru că nu puteam să duc medici din regiune, aveam un institut presc astăzi, lucrează cu internet, cu dragi, calculatoare, nu poți să intri și la fel. Da, o concluzie, dacă permiteți, mulțumesc domnul primar. Discutăm de un buget în continuare cu deficit foarte mare, adică avem 10 lei și ne propunem să-i plătim 15. Toată țara așa să fie.
discutăm de un buget care grevează substanțial bugetul comunei, cu investiții pe care le propune. Va fi foarte greu, așa cum spuneați, cine va veni să le ducă, pentru că sunt finanțe mari, vor fi foarte multe și neeligibile, așa cum spuneați, proiectul de gază, stai să vedem ce o să fie, clar, să vorbim. Clar vor mai crește, descăzând sub nicio formă, cred că vor scade. Deci, prețurile vor crește foarte mult. Deci este un buget care ne va chinui un pic pe toți în următoarea perioadă. Mă așteptam cu deficitul să ne mai aranjăm de la an la an, să le mai acoperim, să le mai le ducem în continuare. Mai ales în condițiile în care, așa cum spuneam și anumiți colegi, ați văzut o parte din investiții, s-au repetat, adică nu s-au făcut anul trecut, sunt niște bani, ar fi trebuit acoperite, mă rog. Nu aș fi de acord să votez acest buget dacă nu ar fi aceste investiții pe care nu vreau să le periclitez, pentru că nu este frumos. Voi fi și voi vota acest buget, dar atrag atenția tuturor consilierilor, pentru că va fi foarte greu pentru toți și toți trebuie să ne asumăm răspunderea. Pentru că probabil vom ajunge chiar și la împrumuturi la bancă pentru cofinanțări, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Avem de ales între a susține aceste proiecte mari, să dea Dumnezeu să se facă, eu până când le văd am rezerve mari, dar probabil se vor face măcar parțial, dar asta presupune un efort considerabil din partea tuturor și a noastră și a cetățenilor. Să nu uităm asta, va fi apă la plătila, vor fi gaze, toate acestea cost. Și vor fi. Bugetul de stat și proiectele naționale și Uniunea Europeană va finanța, dar nu va acoperi aceste lucruri. Și atunci toți vor trebui să plătim pentru aceste costuri. O să știți foarte bine la ce să ne așteptăm. Votez și susțin, pentru că nu putem merge înapoi, dar atrag atenția că sunt niște proiecte care ne vor creva destul de serios în perioada următoare. Da, mulțumesc. Ascultat foarte bine. Așa este. Este un buget care ne va onora spre populație. Să știți că mama domnului nu va fi mai ușor pentru nimeni, cu infecție va fi aici, va fi foarte greu, pentru că iar eu n-am avut de ales. Să știți că am jucat cartea asta pentru că am fost convins și sunt în continuare convins că era neapărat nevoie de niște proiecte așa de mari. Nu puteam să-l facem altfel. Deci apa și canalul la Plătirea nu puteam face niciodată construcția locală. Și chiar dacă făceam construcția locală, ar trebui 10-15 ani 10-15 ani să adunăm din bugetul local, să ducem la capăt. Vedem, vom vedea. Nu suntem, dacă vom ajunge, eu sper să nu. M-am gândit și eu, pentru că nu ne-am lucrat. Nu v-am împreună și m-am gândit la fel, să spunem într-un fel sau altul. M-am gândit și eu că la un moment dat vom ajunge să ne împrumutăm la bancă. Nu cred că e o crimă pentru nimeni, pentru că 90% din primării din țară au împrumuturi și la bancă, într-un fel sau altul. Eu sper să nu. Eu sper să rămână în continuare, nu știu, o guvernare care să ne sprijine ca și până acum, să avem stabilitate, să avem liniște, să e mai important decât oricare. Nu vă spun că mă gândesc în toate felurile. Și am ajuns la vârsta în care pot să spun că sunt împlinit din punct de vedere familial, profesional și toate. Mă gândesc pentru că nu va fi singur. Și va fi singur că o e fi, că nu e fi primar, nu contează. O să fie greu și pentru contribuabilul de rând. Pentru că tot ce se face astăzi, gândiți-vă că se va strica mâine, că nu sunt nemuritoare. Am asfalt făcut la drept destul de bine acum 12 ani, astăzi trebuie reparat și eu nu găsesc resurse. Un asfalt făcut de acum 2015-16 la Drăgugești, astăzi trebuie reparat și eu nu am resurse să-l facem, pentru că am prins și eu și doamna Vădicu cu ani în urmă proiecte mari, cu bani veniți din subvenții, din resurse de finanțare externe, dar reparațiile nu pot fi suportate de aceste surse de finanțare. Și atunci o să trebuie să le suportăm din bugetul local. Un buget local pe care, repet, este în jur la 1 milion de lei. Deci din taxe și impozite în comuna Hilegiu, astăzi noi încasăm 1 milion de lei. Să știți că nu mai avem loc la deci așa de mult cum erau cumva. Venitul propriu. Vorbesc de venitul propriu. Să știți că nu vom anume, pentru că ce vine de la guvern, prin cote la cele de se duc toți banii pe salarii și pe întreținerea UAT-ului. Să le-ați văzut pe data dumneavoastră. Noi vorbim de salarii la primărie de 30 de miliarde astăzi. Ăsta sunt banii. Nu poți să-i cer omul și dau 1500 la Hilegiu. Când un om normal, ca să descurce altfel, este acest 25-30 de milioane. Ăstea sunt salarii. De acolo, cotele la ajuns la 4500. Toți banii care vin aici. Este foarte greu și va fi și mai greu de acum încolo. Nu spuneți-mi ușor, pentru că nu, încă n-au
gândit guvernații noștri să vină în sprijinul nostru și cu măsuri de alte surse pentru reparații, pentru întreținere. Deci mie mi-a dat astăzi de la... Și mulțumesc că mi-a dat banii ăștia, pentru că nu am lucrat banii ăștia. Am primit de la Consiliul Județean, luni, 265 de mii, 2.650 pentru drumurile comunale. Gândiți-vă dumneavoastră că noi azi avem în jurul comunale, deci în jur de 325 de kilometri de asfalt. Cum să-l întrețin eu cu 2.900.000 sau 2.600.000 în situația în care azi, dacă intrați pe cuvântul lor, intrați dumneavoastră, vedeți că un kilometru de asfalt pleacă de la 600-700.000 de lei. Mai mult, cam așa. Mai mult. Că nu e simplu, nu o să fie simplu. Iar oamenii au dreptate și eu sunt de acord. Domnule, cer din ce în ce mai mult, pentru că și eu cer acasă. Și eu acasă, n-am apă și găbată, n-am canalizare și găbată, pentru că e normal, trăim timp cu noi. Mai ales că și toamnele afară și văd în altă parte e civilizație. Poate să fie și la noi, mare Dumnezeu, ăsta lucrurile bună să ne ducem acasă. Dar toți avem apă, canal și gaze, o să construiesc casă mai mult. Unde caută omul casă? Cine să ne construiască somnul? Pentru că... Acolo cu împărtere. Vorbeam cu părintele. Dacă a fost așa, nu mai cumpără. Nu mai cumpără. Nu mai cumpără. Ei care cumpără la alte șuși, care cumpără la cașă, care cumpără multe sunt casă. Să te pe gratina. Omul caută un împărtere. Dea Dumnezeu. Nu vezi pe gratina, vine și fac. Nu? Adică orice. Cine este și omul mai are? Proiectul numărul 3. Abține? Pentru proiect, privind aprobarea bugetului Comunei Legiu și a listei de investiții pentru anul 2024. Mai avem un obiectiv, nu. Mai avem și 6 rapoarte de activitate pentru consilier, că sunt semnate, să mă puteați, sunteți mulțumiți. Da, la diverse, la diverse ce să spui. La diverse să mă scriu unul primul, ca să nu-mi ia fața nimeni. Pentru că am și ocazia asta că sunt la, la butoare. A fost o discuție din ședința anterioară, apropo de copiii după vară. Așa. Mi-am dat tot interesul, ne-am ajuns, ne-am discutat cu părinții. Da. Am o listă de 27 de persoane care au semnat cu copiii, n-am numărat copiii, deci nu m-am dublat câte doi. Ar fi 54 de copii pe vară. 35. N-am, v-am zis, am lista aici cu 35 de copii. Nu, deci domnul inclusiv... Domnul director, dacă îmi permiteți, a spus că are de la părinți semnături, nu de la copii. Da, și cu copii, deci, de la părinți. Deci părinți, deci părinții am numărat, deci sunt 27. De exemplu, luăm pe cineva, au doi copii, sunt au trei, au doi, sunt și copiii trecuți. Deci părintele semnătură copiii. Deci noi am zis că sunt 7, începând de la copii. Cumva, grupa mică, deci cu toți, m-am referit de la grupa mică până la grupa mare, am 5 copii care vin de pe parte. Grupa mică, numai 5? Am 6 copii. Stați numai un pic. Am 17 copii la grupa mică, prezent sunt numai 5, atât vin. Restul sunt absenți, nu vin. Păi de ce? Păi de ce? O dat o soluție. Ce soluție să caut? Deci eu am o listă cu 7 copii, așa cum am spus în ședința trecută. Și dacă vreți pot să vi dau și nominal. E vorba de câți copii sunt, că sunt unii de un an sau doi. Deci eu nu m-am uitat în mare. Deci sunt 27, uitați. Deci sunt 27, uitați. Clasa 8-a, clasa 4-a, vă pot... Vă dau o listă. Deci acum nu mai discutăm. Așa. Lista nu l-a trecut și vă aduc pe fiecare. La cât sunt la care nu te-ai mințit. Eu că data de 23 nu mai fi. Că data de 23 am făcut un TV-ul la Băguzul Șpărar. A fost băgat acum în reparație. Merge la baracă. După ce vom face ITP-ul, ca să ieșim bine cu el, că să mă să cedez acum la fragul, care are două găuri bine de tot. Așa? Microbuzul școlar va merge la școala de pe bani. Da, asta. Domnul director, asta căută, nu căută, căutat o soluție. Eu v-am spus de la bun început, microbuzul școlar, așa cum a spus și domnul primar și așa cum v-am spus și eu, trebuie acasat. Nu avem microbuz. Microbuzul este sub orice critică. Sunt într-adevăr copii și eu am copil. Și am înțeles situația cu iarna și cu asta, dar am spus, mergând până la, pe asfalt, până la prențiu, puteau veni pe jos, am găsit bunăvoință din partea lor. Nu știu care sunt acele persoane care
totuși au făcut acele reclamații. Veneau la Rulențu și urcau. Așa. Considerăm că, fiind în situația în care este microbuzul, se strică. Bun. El s-a stricat. Uitați, eu am poze. Când s-a luat toată... A zis că nu sunt buni poze. De la service, de la service mi le-a arătat ca să-mi spună dacă schimb sau nu arcul. Deci s-a rupt arcul, pur și simplu. Biereta s-a rupt, am schimbat tot. Acum e ok, putem face interviul. Atâta mai am două găuri de sudat. Astăzi se duce Costel Plenciu, le sudează șpalea. Și am spus, după data de 23, când primesc ITP-ul, pentru 6 luni de zile, va merge la școală de bani. Eu cred, din privința mea, deci numai eu, în privința mea, copiii cred că ar veni la școală, dar situația este impulsată de transport. Dar mă spăriți, nu-i dau. Vă spun sincer, nu am copiii, deci la ora actuală, deci eu nu greșiți. Deci am avut ședință după copii. Vă acuză foarte mult, dar stați un pic să vă spun eu, am zis cu tot ajutorul. S-au întâmplat și multe foarte în școală, care au rămas copii fără tins din cauza unui domn director. Care nici ca... Nu vă aduc o vieță, domn director. Da, eu nu e vorba de asta. Dar vă zic, dacă lumea spune, auzi, dacă te duci, auzi. Deci vă pot așa în cazul ăsta pe față. Ajută să rezolvă. Păi tocmai, astăzi, acțiile vă roșcori. Este foarte bine. Dar nu, deci am înțeles că merge de propus. Merge numai dimineața, dar sunt copii care trebuie să vină și seara. Apropo de situația cum a fost cu ușul. Deci suntem într-o zonă cu pericol de animale sălbatici. Pentru copii, suntem într-o zonă de pericol. Sunt multe, eu nu știu, că o soluție trebuie căutată. La școala de lei. Dar trebuie duși acolo. Eu n-am considerat și pe cei de la DRN. Și acolo sunt de capătul satului. Nu, stați de niște cu tot cu listă. Se poate merge la prefect, te duci uneva. Dar ce stă numai? Ce râdeți? Că se poate face. Dar se poate merge la București. Am curajul să mă duc la București. Ce? Cine să ne sunt persoane care trebuie să dea la comunii să facă. Am curajul să merg să vă dovedesc că o să fac cu ce am aici. O să merg. Și o să vă arăt. Că nu sunt director, sunt un singur cetățean al comunii și o să vă arăt ca să poată să facă. Și o să aduc și filmare și tot. Și la următoarea ședință o să vină și părinții aici, dați voi, nu sau o să vină toate persoane să vină, da, ședințe sunt publice, să vină și spună și părinții ofurile lor. Că, Doamne, vreți să dăm ceva copiii lor? Sunt copiii lor. Ei sunt direct responsabili. Nu suntem noi. Sau l-a mâncat lucru sau ceva, l-a rupt un câine sau l-a rupt cineva, să duce domnul director să rezolve problema, nu cred. Să duce domnul consilierul și eu, nu cred. Să duce părintele lui și zice. Este părerea mea. Eu am urmărit cu Adrian Coșe și nici n-am știut nici Adrian, nici domnul vice primar. Am fost de vreo 3-4 ori în urma microbuzului școlar, care ajunge pe vale, imediat a doua zi. 3-4 copii mă gândesc microbuz, 5-6 mașini cu mămici, o bară paralelă, microbuz și măcar nu lasă copiii. Mămicile care sunt acasă, n-au ocupație, au mașini cumpărate, au dus copiii cu școală pentru că e o modă. Asta și eu duc copiii la școală cu mașina personală, să spun la un moment dat, era copiii la școală. Ca să fiți la modă sau că n-aveți? Nu, cred că este o modă. Cred că este o modă. Eu ce-am copilul la Olie și era o altă. Păi și ei le-a dus după vale, până la baracă e distanță. Lăsați-mi să termin, vă rog frumos. Păi dar nu spuneți că vin de modă, domnul. Să știți că... Deci până la baracă? Eu te asum ce spun. Știu ce vorbesc, pentru că îi cunosc foarte fost elevile mele, mai departe, care au venit pe jos. Și n-au ce face. Au venit pe jos de pe vale. Și au ajuns la mine. Ce au făcut o școală profesională și s-au crescut armonios. Eu am mers pe jos de unde am restaurantul nevastă mea, stau la reață, pentru că bătea vântul de baruca de pe port. Așa cum dumneavoastră spun la Petra la un moment dat. Eu nu sunt împotrivă, ba din contra, am găsit soluții, am trimis pe corpusul acolo. Nouă bugetul va fi îngreunat anul acesta cu 1,5 miliarde pentru că avem un microbus școlar închiriat care face lucrul respectiv. Vorbea cineva mai devreme, nu știu cine a spus, să cumpărăm un microbus școlar, sunt de acord și cu lucrul ăsta. Un microbus școlar cumpărat la școala, la urmăria Helegiu, înseamnă cheltuială de 3 ori mai mare decât o avem astăzi pe an. Pentru că trebuie înființat un serviciu de transport care trebuie autorizat. Nu-și asumă nimeni un transport persoane fără să fie autorizat din punct de vedere, ISCIR, RAB, ARR și nu știu care numărul că mai sunt instituții. Motorină, om angajat. Un om angajat astăzi să stea șofer acasă pe un microbus la țară și să-și piardă ziua să duc copiii cum vrem noi, pentru că noi vorbim de 35 sau 70 de copii, dar vorbim din cicluri diferite. Adică programul fiecărui copil este diferit de acelui alt. Cel de la grupa mică și la grupa mare, trebuie să pleci dimineața până la ora 11. Cel de la clasa 1 începe la 8, termină la ora 12, sau la ora 1, care își religie sau are educație fizică. Vin cei de la 5-8, care încep la 12 sau la 1, dar termină fie la 5, fie la 6, fie la 7. Plus de asta, eu aduc copii de la Brătira, de la Mucani,
aduc copii de la Ciordea, aduc copii de la Drăgujești pe Vale. Nu reușește fizic oamenii. Deci nu sunt împotrivă. Vreau să mă înțeleagă și oamenii. Pentru că doamna Pădiți spunea foarte bine la un moment dat că trebuie să ne grupăm cu toți și să găsim resurse. Eu nu găsesc astăzi. Și mi-aș dori ca și cei de acolo să ne înțeleagă într-un fel sau altul. Eu am considerat că e suficient pentru copilul ăla de 7 ani, de 8 ani să aduc un microbuzul școlar. Pe cel de 10, să spun. Ăla de 14 ani în clasa 8-a. Poate mă să se ducă de la Prențul și până la Baracu. Că nu vine nimeni mai de la peștera. Toți sunt învârt cu familia astea noi, care, tineri care sunt acolo. Eu știu unde locuiesc. Nu uitați că eu sunt la primărie de 16 ani și de 8 ani am dat în Drăgujești. Cunosc foarte bine pe fiecare. Nu fac navete de la Râul Boghi și vin, nu mai știu. Vorbim de 500 de metri liniari. Nu vorbim de 15 km, de 300 km. De 5 km, de 500 de metri. Asta e distanța maximă pe care trebuie să o parcurgă un copil de la școala veche de pe Vale până la Prenți acolo. Dar toate astea sunt de acord cu ce mi-a propus acolo. Eu vă spun că ne este greu să găsim resursele cea mai cap la fiecare. De aia am spus că e un moft. N-am spus un moft că vezi că primarul e al dracului și nu vrea să-mi duc copilul, n-am să mai votez. Nu mai votez bine. Nu putea să discutăm. Prea puțin mă interesează. Eu vă spun că este destul de pozitor pentru comune. Eu sunt reprezentantul legal al comunei Helegiu. Nu pot să văd doar o zonă. N-am cum. Nu uitați că linii au votat Helegiu și a anexat Helegiu cu totul. Eu în Helegiu n-am făcut nimic în 4 ani de zile, ca să știți, în satul Helegiu. Și eu sunt helegiar și sunt născut aici. Înainte de a pune condițiile de a aduce copiii la școală. Condiții. Nu, nu. Dar nu eu de-o cinci. Ăla de ce m-au gândit ăia? Nu ne-a spus o întrebare. Deci când am decis, dar nu și-am iertat. Dar stați-mă un pic, să vreau să mă înțelegeți. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dar nu nici eu, nici nu vreau să mă înțelegeți greșit. Mă gândesc că vor fi copiii mei. Cine le gândește, le gândește de punct de vedere economic în pare mare, în mare parte. Eu nu vă ascund și dea Dumnezeu să nu mai fiu la Helegiu și vă spun clar, nu, să nu mai fiu aici la primărie. Nu trebuie cu se va ajunge astea. Într-un viitor foarte apropiat să se închidă toate școlile din Helegiu. Nu are cum să se nu are cum. Dar nu are cum. Nu are cum. Pentru că la Drăguț, la Deleni, astăzi mai sunt 40 de copii de tot, domnule. Și iar legiuitorul spune așa, plătesc 11 profesori, 3 fochiști, 2 femei de servici, microbus școlar și când am tras linii, combustibil, aer condiționat, nu mai știu ce. Și o să spună ministerul, nu e vorba apropo în fiecare an, părinția la școală. O să spună ministerul învățământului să închide școala respectivă. Da, zic că dau o grămadă de bani cu învățământ. Nu gândiți doar din punctul ăsta de vedere, gândiți și ca un părinte. Eu când mi-am dus băiatul cel mic la școală, la Onești, n-am făcut-o de o nebuneală. Am făcut-o pentru că la Helegiu, în generația băiatului meu în clasa 4, erau 4 copii și era al 5-lea. Eu am simțit că băiatul meu nu are suficient concurență să termine școala la Helegiu. Așa cum l-am dus personal, când am solicitat. Dar nu despre asta e vorba. Am găsit soluția asta, duce acolo. L-am dus prin inima lui, vă spun zice, pentru că eram profesor aici atunci. Și colegii mi-au privit în cercetare ca un cumpăun, că își păream interesul lor. Denunța aia să fiți termine, să fiți termine. Așa m-am primit. Am dus, am vizitat, poate am câștigat. Pentru că nu ați de la medicină la asta. Și Dumnezeu a fost mare și m-a ajutat. Sunt convins că sunt, și eu știu, cei mai frumoși copii din comună sunt la Drăgujești pe Vale. Vă spun lucrul ăsta și că eu am trăit acolo. Nu mai sunt, poate, așa cum eu vorbesc din povești, că aveam 23 de ani. Când treceam pe Vale, pe Părâul ăla și mă ceam, și Mihaela poate să confirm lucrul ăsta. Dezbrăcați, frumoși la față, din Părâul ăla, erau spus natural și sănătoși. Eu am văzut să le iau cu microbus din poarta școlii. Acum că avem niște mofturi, se duce la școală, se învârtim cu microbus pe Vale. Cine vrea cu mașina, duce cu mașina personală, cine vrea să meargă pe jos, să meargă pe jos, cine vrea cu microbusul, că duce mai acolo să meargă. Dacă constată în continuare că vor fi doar 3 copii de domnul ăla, nu mai trebuie autobus acolo. Să vin aici 20 de oameni, să-mi spun. Președinte, vis-a-mi din cursii de zi, a să merg dimineața și la filmul. Nu e vorba, dacă și puteți să spuneți ce doriți, dacă vreți să vă prezint și o situație, dar sunt convinte cu argați și sau puteți avea. Deci dacă este o zonă în care sunt poate cei mai mulți copii din sat, dacă sunt 70 de copii acolo, e bine. Nici oamenii nu eu, sunt. Eu am părinte de 70 de copii. Dar dacă, 70 dar dacă vă dați pe cei de la liceu și pe cei de la noi ani și pe cei de la dar dacă o postare... Atunci, vă spun, nu ar trebui să susținem în condițiile în care tot vorbim de o depopulare a satului, în condițiile în care vorbim că nu sunt copii, că nu sunt elevi, că nu avem cu cine face clasă. Acolo, dacă nu credeți că ar trebui să-i susținem pe aceeași, tocmai spunea domnul director că vin 3 din 7. Păi, haideți să vedem care este cauza. Ați întrebat părinții?
ați întrebat părinții. Nu vor să-i aducă pentru că acei copii nu vor să stea fără părinte. Un copil needucat este un copil problemă pentru societate. Doamna educatoare nu poate să facă activitățile. Să știți că în continuare se duce cu părintele în sala acasă sau îi înscrie, nu doar ca să ia același social sau... Și vine părintele cu copilul și îl ia pentru că plânge. Și ne-a înapoi acasă și nu mai aduce. Deci, a fost două luni de zile, septembrie-octombrie, chiar și noiembrie. Au fost, nu mai pic, deci septembrie-octombrie-noiembrie, au fost părinți, au stat mult așa toată. Doamna educatoare mi-a spus, după care nu mai venim. Pentru că aici nu poate desfășura imaginea o activitate în care sunt părinții. Și chiar am... Pentru că este greșit, domnul director, să stea părinții la școală. Toți copiii au plâns. Bun, și în momentul când s-a spus, am în prezență 5 copii. Deci vine pentru acele tichete de 50 de lei la primărie, am absențe. Deci eu am plătit cu educatorii pentru 5 copii. Atât. Și o plătesc de luni de zile pentru 5 copii. Și nu este normal. Haideți să vedem. Deci eu am identificat asta ca o problemă pentru care copiii nu vin. Este alta. Da, numai un pic. Am cerut copii de pe certificatele de naștere a limbofilor. Săptămâna trecută, trebuie să actualizeze datele în SIR. Am nu știu câte mesaje. Numai un pic. Câte mesaje? Pentru ce îți trebuie certificatul? Pentru că al meu lucrează cu... Vorbim și despre licii de pe pare și centru drăguțești. Lucrează în afară. Pierd acea mărire. Nu am treabă cu primăria, noi avem treabă cu un sistem informatic. Da? Discuția cu dumneavoastră cu ei, nu știu cum să zic, dacă dumneavoastră reușesc să-i convinge. Cu cine? Eu am convins. Pe cine am convins? Copiii vin la grădință, copiii vin la școală, copiii, părinții aceia, Dumnezeule, nu spun absolut nimic. Educația pleacă de acasă. Exact. Deci nu am ce să le... Ce spune? Mă credeți că la ora actuală, din noiembrie, de când am început acea reabilitare a școlii Drăgugești și am adus copiii de la Drăgugești la Helegiu, școala gimnazială Helegiu, e distrusă. Ușile la baie sparte, toaletele sparte, pereții, ușa de la intrare mai rău și cade. Deci vă spun la mătru și 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 vă spun la mătru. Nu e vorba de educație, e vorba de să facă școala când se poate am folosit și de la Drăgugești. Mi-e milă de ea, de școala aceea. Spunea domnul Buzuiu că dinții lipsă. Se bat. Sunt trei copii. Se bat. Și nu știu ce să facă. Vă vedeați. Vă vedeați. Aveți poliția. Am discutat cu poliția. Poliția nu știa de chestia. De capul ăla. Părinții care vor, cu fata care îți dă, uite, este din urmă, da. Nu să nu vină, am fost la poliție, de ce l-am fost la poliție, am fost la poliție, am fost la poliție, am arătat, a fost pentru că nu știu de ea, nu știu de ea, nu a fost intenționat, au dat capul în cap la colțul școlii, fata care i-a rămas credit, ea ne plasă la mece. Despre ce vorbim? A fost un accident, se putea întâmpla și pe terenul de sport la fotbal, la oara de educație fizică. Deci fata care și-a scos și-a spart din zișorii venea în fugă de la toaletă, celălalt al Ustinei venea din partea asta și la colțul școlii s-au venit. Și primul ajutor cum sunt ăși? Primul ajutor. Din toți chiar nu exista un profesor. Dar cum n-a fost învățătoare acolo? Ni s-a pus... Unde a sunat primul direct? Cum unde a sunat? Unde a sunat prima dată? Când s-a întâmplat? A sunat? Dar a sunat doamna învățătoare. Eu am sunat. Cum sunați doamna învățătoare, domnul direct? La cine sunam? Unde sunați prima dată? Dar unde suna? La urgență, unde s-a și unde că nu e urgență, ce Dumnezeu? De cum dacă părinții zic că nu a sunat? Cine s-a sunat? Să vină mama sau copilul la școală. Să vă aduc dovezi, doamnă, dacă vreți vrea să vină să vă spun în față. Aici. Și am discutat problema și la poliție. Domnul Buziu, am discutat problema și la poliție. Doamne, să fie așa cuvânt, dumneavoastră, eu v-am zis ca caz. I-am arătat filmarea domnului de la poliție. A văzut de acolo, sau era și domnișoara aceea. A văzut cum la colțul școlii, celălalt Faustin, era cu capul așa și când a întors capul, a dat pur și simplu cap în cap. A fost un accident. Pur și simplu, nu știu dacă știu mai intenționat. Principal, trebuie să avem grijă că sunt copii. Avem grijă. De asta îi educăm. Avem grijă. Suntem niște oameni cu responsabilitate care trebuie să avem grijă. Da. Trebuie să-ți ia măsuri. Și pentru copil și pentru... Da, doamna? Eu consider că da. Fiecare părinte ar trebui să-și educe copilul la școală. Nu, copilul îl duce la școală, odată la când l-ai dus la școală, domnul profesor răspunde de acolo la ora cât iese de școală. Este un educator acolo care îți îndrumă copilul pe căile cele mai corecte. Dar asta nu înseamnă că este pasnic profesor. Nu este pe bani. Ce face? Dar să știți, dar nu-i din bani. Să știți că acest chestii de-a domnul Buzuiu sunt situații... Izolate. Foarte și izolate. Nu sunt peste tot, pe toate
se întâmplă o lucrare. Să știți că sunt aceleași lucruri care fac probleme. S-a întâmplat după staie, sunt copii atât de ajutat. Dar nu le-am trebuit ajutat. Domnul, dați voie să fac și o precizare, pentru că mă văd nevoit în situație, nu plecăm de acolo de unde am plecat, adică de... în legătură cu transportul la microbus pe zona de Vali, ne-a scăpat un adevăr și vă rog frumos să vă informați, să vedeți că înainte de perioada din Năboi, aia care a fost urâtă din Gheț, microbuzul, doar unul e adevărat, al lui Prențu, a mers până la baracă, deci mergea pe zona de Vali. În perioada aia Prențu a zis, zice, băi, a început Năboaile, având tracțiuni doar pe față, nu-i 4x4, o să-i desfărice să vină la... la el la poartă, acolo la Prențu, unde-i stația, unde-i termin asfaltul. Lucru care nu a fost, eu, din punctul meu de vedere, nu e atât de grav, că pentru, exact cum a spus domnul primar, distanța de la Prențu la poartă până la baracă sunt 5-600 de metri. Așa putem spune și de la care vin din Ciunci sau de pe strada Buzuiciului, de vârful dealului, cred că are mai mult de 500 de metri. Dar a fost o situație creată și s-a mai creat, și s-a aglomerat, și s-a a mai devenit și o derogare de ore, datorită faptului că s-au mutat orele la, s-au mutat cursurile la Helegiu. Lucru corect la care noi am solicitat ca toată lumea să fie solidară. Dom'le, avem o situație mai complicată, mai agitată, dar e o nevoie și de sacrificiul ăsta. N-a zis nimeni, dom'le, nu vrem să mergem acolo, nu ține microbuzul pe dreapta. Păi, v-am explicat domnul primar, dar vă spun că și anterior, chiar dacă astăzi merge microbuzul, e adevărat. Și înainte de perioada aia rece, a mers microbuzul acolo. Adică nu spuneți, n-a mers niciodată. Dar nu am zis asta, n-am zis asta. Eu am o întrebare. Ca consilier, sunteți de acord să meargă microbuzul să colecteze copiii de acolo? Dar cine ar fi putut? Haideți un pic să... Noi suntem cei care propunem tot, da? Vă rog frumos. Nu e ședința, după asta mergem pe teren, să vedem și pe teren ce este. Clarificați-ne-ați un pic situația și dați-mi niște stații. Ce stații? Să vă cumpăr stații. Nu să-mi cumpăr stații. Dar și unde să oprească microbuzul? Da, stații. Deci la Părintu, singurile la școală. Una la baracă. Da. Apoi? La Părintu și la Belegiu. Un infin, nu știu. Deci Părintu, Helegiu. Unde pot să știu? Să mă duc să-i întreb fiecare ce distanță are. Dar nu, Gustav, că vă întreb. Atâta vă zic. La Părintu, am și la plecare. Nu, nu, nu. Și la Părintu, vă termină la biserică, stau copiii acolo. Prima de plecare e la Coinau. A doua e la baracă, a treia e la Părintu. Și de la Părintu încep. Păi, dar cred că mai e cineva? Da, da, pentru că stau și la biserică, pot trebui de acolo unde mai mai împărțiți una până la școală. Păi și când mai ajung la școală, domnul Gusiu? Domnul șofer să trebuie la coleg mai dimineață și copiii. Dar copiii ce să facă? Se trezesc cu 10-20. Dacă mă trezesc în 20 de stații, nu e ce știți că mă trezesc în 20 de microbuze și organizează tot puțin. Poftim? Ia o săptămână microbuze și organizează toate. Ca să ajungem la tine la ora. Nu știu ce capacitate am microbus, am prezent de 8 locuri. O să-mi cer aici, o să-mi cer așa. O săptămână să mă ocup. Vorbesc la parchet, să-mi dea microbusul și mă ocup eu de ea. Fac transportul cu alăturea cu șoferul, că sunt și eu șoferaș. Știu și eu să iau 4-5 copii, să am grijă de ei. O să merg alături cu ei. O să vă propun, că astăzi o să sun și o săptămână îți cer. Să nu fie inscripționat. Două întrebări scuze. Da, inscripționat. Vă spun sincer, că așa o să vin. De ce? Păi dacă și căutăm în nada. Eu vă spun că n-ar vreo să facem glumii. Nu uite glumii, dar da, dacă n-am luat cu spiritul. Și îmi place face orice. Așa cum să mai aud, că îmi cumpăr dar îmi păreau sau la ceva. Le-am zis că ți-i ajut să pot face. Mă refer că după unul par fiul în locul lor acolo. Și așa vei o copii acolo. Și tu mi-ai văzut tu la fel. Nu e chestie. Asta e chestie din Consiliu, dar trebuie să vorbim și să discutăm. Două întrebări scurte. Ana Maria Batamanu? A primit bănuți? Nu, acum a primit pentru că trebuie să fie bănuți. În bugetul anul trecut era pus o investiție, nu știu cum a fost execuția, monitorizare video în comună. S-a făcut? Sunt camere? O să intru că sunt camere la care am acces la adresa poliției. Și poliția are câte camere sunt în fiecare sat? La Bărătila avem două camere, două puncte, plus centru de zi, care nu e legat la... Vă vedeți cele pe investiție. La Bătirea două puncte, la Helegiu una, două, trei puncte, adică vorbesc de intrările în comună și de intersecții. La Deleni sunt două puncte, la Drăgucești sunt două puncte, nu? Da. Da. E bine să se știe, poate mai jos, trebuie să se știe și o eficiență. Pentru că a fost montat de o firmă din Regea Bogdan Pest. De așa am dat că din Uniuni n-au votate către poliția de la Helegiu. Dar Dumnezeu așa cum e fiecare seara. Și au și acces direct la tot înseamnă... Și funcționează.
funcționează, da? Funcționează pe sector. Ok. Doamne, are domnul. Le avem și live. Vreți să așa. Da, dar domnul președinte. Mai aș vrea ca după ca să mergem și criteriile după asta, că n-am făcut niciun dat, să vedem ce se întâmplă. Da, serios. Încheiem, încheiem ședința și după aia se mergem fiecare. Păi, dar domnul vrea să vorbească. Ce nu, domnul vrea să vorbească, nu, îți dau voie. Dar idei, cum, care este procedura de a... Cum am spus, ca idei? La școala la Brătila sau Brădință, ce mai spunească după Iosif Burgu? V-a luat altcineva înainte, să știți. A doua vară, așa, nu este terminată povestea. Da, e transparent digitalul. Avem făcut referatul din partea lui domnul administrator public Valeru, am transmis-o către ministerul care aprobă lucrurile Comisia specială de acolo. Nu am spus-o pentru că era așa și n-am pus să... Școala de jos, centru de recreere și așa se va numi... Nu, cel lucru foarte lucru. Am avut acordul familiei, am discutat cu copiii, am avut intervalul ăla. Care ar fi? O să mergă jos până ce? Poliuț și le spune că am fost jumătate. Nu au fost, totuși facem, am fost și ți-au dat informația. 10, 10, 10. Deci, mă întrebați pe mine, asta foarte bun. Și cred că ar trebui să știu ce am petrat. Și eu aici ce mi-a făcut. Adică, pentru ce am făcut probleme. Consiliul de Brăzea, deci... Da, da, da. Înseamnă ceva, vă rog, înseamnă ceva. Dar nu știu, să-i fiți ca în față. Hai, dă, părinți. Nu mai știu. Și am să-mi vedeți.